Stimați prieteni, avem ocazia să ne revedem. Intenția este să venim din nou la Biblie, să o deschidem și cu o inimă curată, bune intenții, să înțelegem mai bine voia lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să vorbim despre conflicte și, evident, împăcare. Adevărul este faptul că calitatea relațiilor este unul dintre cele mai importante lucruri din viața noastră, unul dintre lucrurile care ne afectează cel mai mult viața, dispoziția. Conflictul este unul dintre cele mai răspândite fenomene în viață, în procesul de comunicare cu oamenii. De-a lungul întregii istorii, oamenii au avut conflicte, începând cu certuri nesemnificative și terminând cu marile războaie. Conflictele sunt inevitabile, însă Biblia spune, dacă se poate, cât stă în puterea voastră, cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Pavel spune asta în Romanii, capitolul 12. În mod normal, un conflict trebuie să fie urmat de împăcare. Conflictul poate fi expresia nedreptății, a nemulțumirii, a mâniei, a greșelii, a împrejurărilor vieții, însă împăcarea este expresia demnității, a caracterului și maturității. Conflictul este o formă de opoziție centrată pe adversar, bazată pe incompatibilitatea scopurilor, intențiilor și valorilor părților oponente. Cuvântul conflict are origini latine și pentru latin conflictul însemna ciocnire, coliziune. Imaginați-vă două mașini care se lovesc. Manualul de conflictologie utilizat în spațiu academic definește conflictul ca fiind un fenomen social, un mod de interacțiune al oamenilor în fața punctelor de vedere diferite, a ciocnirilor, a pozițiilor și intereselor. Conflictul nu-i totuna cu cearta. O ceartă este un conflict, dar nu orice conflict este o ceartă. De ce ajung oamenii în conflict? Una dintre întrebările pertinente. Oamenii ajung în conflict pentru că au păreri diferite despre aceeași problemă. Aristotel, în tratatul său Politica, vedea sursa certurilor din următoarele motive. Când nevoile nu sunt împlinite, apar reacțiile. Când reacțiile nu primesc răspuns, apar conflictele. Reacțiile arată nemulțumirea, în timp ce conflictele manifestă nemulțumirea. Care sunt motivele conflictelor în familie? Evident, răspunsurile sunt multiple. Enumăr câteva. Conflictele cauzate de diferența nevoilor de bază. Împlinire sexuală pentru bărbați versus afecțiune la femei. Partener pentru recreație, lucru important pentru bărbați, comunicare, lucru mai important pentru femei. Soția atractivă pentru bărbați versus onestitate pentru femei. Să fii îngrijit, suport financiar. Admirație, angajament familial. Evident, pe lângă lucrurile legate de intimitate, un al doilea poate fi lucruri nerezolvate în trecut. Sunt lucruri care n-au fost rezolvate în mod competent și ele se țin după cuplu sau așteptări neîmplinite în prezent, așteptări înșelate. Întotdeauna diferențele acestea majore care creează în mod permanent probleme, ele ar trebui rezolvate cu metoda numită acorduri. Un acord este o înțelegere consensuală între parteneri, între soț și soție, în baza unei discuții conștiente, intenționale. Adică cei doi se întâlnesc la inițiativa unuia dintre ei și acesta spune, te rog frumos să nu mă deranjezi 15 minute, te rog să nu mă deranjezi, ține minte ce vrei să spui și când mă opresc, tu spui ceea ce vrei să spui. Și începe să spună de pe o poziție de cu o atitudine de modestie următoarele cuvinte, știi că te iubesc, știi că sunt bine intenționat sau intenționat în relația de cuplu și vrem să facem amândoi o familie fericită, însă există un lucru care mă deranjează și bazându-mă pe respectul tău, pe bunele tale intenții, îndrăznesc să te rog să mă ajuți. Uite, pe mine mă deranjează lucrul acesta, am încercat să trec peste el, am făcut eforturi, dar pur și simplu mă deranjează și te rog, încearcă să mă ajuți dacă poți. Uite, pe mine mă deranjează, dau un exemplu banal acum, tu seara nu te speli pe dinți și uneori urmează intimitatea noastră sau, mă rog, ne îmbrățișăm, mai vorbim înainte să ne culcăm și pe mine mă deranjează foarte tare asta, văd ca un lucru foarte dezgustător. Am încercat să nu spun, mi-a fost jenă, m-am gândit că te pun într-o situație jenantă, dar mă gândesc că o să stăm o viață împreună. Uite, aș vrea să facem un acord, te rog ajută-mă.
ai putea întotdeauna seara înainte să vii în pat, să ne culcăm, să te speli pe dinți, o să-ți ia doar maxim 5 minute, poate nici atât. N-aș vrea să te super, n-aș vrea să-ți cer prea mult. Ai putea, te rog frumos, să mă ajuți? Vorbim de jos, vorbim cerându-i o favoare. Pentru că oricum e jenat ce-i cerem, dacă îi cerem și de sus sub formă de reproș, nu funcționează, se supără, se simte jignit, o ia personal. Ai putea, te rog frumos, să mă ajuți? Ai putea, te rog frumos, să-mi faci favoarea aceasta? Și evident va spune, da, sigur, o să fac lucrul ăsta. Și acum aducem hârtia să o semneze. Promit să faci asta? Și el va spune sau ea, da, promit. Ei, acesta se numește un acord. Acordul presupune să-i explici bine despre ce este vorba. Nu sub formă de atac, nu sub formă de reproș, ci îi explici ce simți tu, îi spui că tu suferi din pricina aceasta. Nu pui pe el problema, ci pui pe tine. Eu sufer din cauza asta. Mă simt foarte frustrat sau frustrată din cauza asta. Nu zici nimic de el, tu pui problema pentru tine. Și apoi îl întrebi, ai putea, te rog frumos, să-mi faci favoarea asta? E ca și cum un avantaj pe care ți-l face. Și în final, promiți? Dacă spune da, ăsta se numește acord. E de aici înainte. Ești îndreptățit sau îndreptățită să te aștepți să se întâmple ceva. Poate că totuși va mai omite din când în când, dar în general se va ține de cuvânt. De ce? I-ai vorbit frumos, l-ai respectat, ai pus pe tine și i-ai cerut o favoare. Ăsta se numește acord. Orice schimbare pe care o dorim în viața partenerului ar trebui să o rezolvăm folosind un acord. Mergând mai departe, putem să vorbim despre perspective diferite în viitor. Oamenii au perspective diferite. Unul vrea una, unul vrea alta. Unul vrea una într-un fel, altul vrea una sau alta în alt fel. Este important să înțelegem că oamenii sunt diferiți. Pe lângă diferențele majore constituite de gen, bărbat, femeie, sunt diferențe ale trecutului. Sunt crescuți în familii diferite, în medii diferite, au temperamente diferite. Responsabilități neasumate, asta este încă o problemă complicată, care de asemenea se rezolvă cu acorduri. Te aștepți ca soțul să te ajute când vine de la lucru să faci ceva anume și el nu face nimic? Te aștepți ca el să se țină de cuvânt atunci când a promis că duce el gunoiul sau face el cumpărăturile și el nu face nimic? Te aștepți să înțeleagă că tu ești acum cel mai bun prieten din viața lui, nu foștii prieteni, și el tot cu ei vrea să joace fotbal și nu mai știu ce altceva. Și el nu face lucrurile astea și atunci sigur că simți că nu te iubește. Ești frustrat, frustrată, responsabilități neasumate, închinare diferită, relații intime, aici ai o întreagă poveste, nu vreau să zic nimic de asta, concurența. Concurența este un lucru nesănătos. Completarea este intenția lui Dumnezeu, însă oamenii, din nefericire, se simt în competiție unul cu altul. Amestecul rudelor. Cât ești la tata și la mama acasă, Biblia spune, ascultați de părinții voștri. După ce te căsătorești și te muți în propria casă, Biblia spune, cinstiți-vă părinți. Falimentul, succesul, ambele sunt greu de gestionat. Suspiciunea. Întotdeauna soția are o intuiție mai puternică decât soțul. Asta este un radar pe care l-au femeile. Infidelitatea este una dintre cele mai mari probleme din cuplu. Gelozia, totul pleacă de la suspiciune, infidelitate, gelozia. Gelozia, spune Biblia, este mai rea decât moartea. Când se ajunge la suspiciune, soțul ar trebui să se oprească. Suspiciunea femeilor, în marea majoritate a cazurilor, este adevărată, mai mult sau mai puțin. Acesta este un har de care bărbatul are parte, ca să se oprească înainte de a fi confruntat, expus. Crizele vieții, crizele sunt de multe feluri. O familie are parte de multe dificultăți în parcursul ei, în parcursul ei existențial. Apoi, există o grămadă de motive pentru conflict. Marea problemă nu sunt conflictele, ci incapacitatea de a le rezolva. Conflictele sunt inevitabile, însă dacă rezolvarea conflictelor este defectuoasă sau inexistentă, atunci conflictele nu mai sunt normale, devin toxice. Lipsa de comunicare sau comunicarea defectuoasă. Lipsa de comunicare sau comunicarea defectuoasă. Oamenii s-au săturat să comunice, mai ales dacă sunt flegmatici sau mai ales melancolici. Ei sunt introvertiți, nu comunică ușor. Dacă a fost respins odată, de două,
atunci se resemnează, devine un fatalist și spune nu mai are rost, n-are rost, mai bine văd, lasă-o în pace sau lasă-o în pace. Diferența de principii, de valori și priorități, diferența cu privire la mentalități și la modelele culturale, modele de culturale diferite, tradiționale, moderne sau biblice, diferențe culturale sau religioase. Diferența de religie, să știți că este foarte mare, nu pare mare, dar atunci când faci parte dintr-o familie unde cei doi au religii diferite, politeismul acesta este, ca și multiculturalismul, este foarte găunos. Mentalități diferite, mentalități despre lume și viață, cultură diferită, schimbarea sistemului de valori, incompatibilități evidente, dificultăți de relaționare, lipsă de comunicare, comportamente neadecvate. Soția este foarte ofensată sau soțul e foarte ofensat de un anumit comportament. Imaginați-vă, un cuplu iese în public, în societate, în mediul social, și acolo soția are tendințe de indecență și vulgaritate. Are tendințe de flirt care s-ar putea să nu fie flirt, dar sunt interpretate de soț și dă nesiguranță, sau invers. Soțul se uită insistent la altă femeie. Unul dintre lucrurile de care multe soții se plâng este că soțul se uită după alte femei, pe stradă, la semafor, în orice situație. Să știți că soția are un simț foarte dezvoltat cu privire la lucrul acesta. Femeile au capacitatea să știe când sunt curtate de un bărbat. Și în calitate de soție, ea poate să-și simtă, să-și miroasă soțul atunci când se uită după femei, când are, manifestă interesul ăsta, chiar atunci când el e foarte mascat și crede că ea nu va vedea. Nerespectarea normelor explicite sau implicite. Una dintre marile greșeli pe care soții și le asumă este faptul că nu explică ce se întâmplă cu ei, ce își doresc, ce vor, ce nu vor, și ei cred că partenerul citește în mintea lor. Noi nu suntem din sticlă, partenerul nu vede în noi. Nu trebuie să ne asumăm că partenerul înțelege, trebuie să ne explicăm dorințele, nevoile. Agresivitate crescută. Sunt bărbați frustrați care nu știu să rezolve problemele altfel decât să-și folosească agresivitatea. Inegalitățile dintre oameni cu privire la proprietăți sau alte valori. Inegalități prin aroganță, frică, intrigi, umilire. Conflictul dintre inteligență și experiență. Copiii și tinerii cred că inteligența poate înlocui experiența, în timp ce părinții, vâznici în general, cred că experiența poate ține locul inteligenței. Generațiile mai în vârstă și cele mai tinere, sau copiii și părinții, au câteva scopuri comune. Libertatea, spre exemplu. Libertatea de exprimare fizică, morală și așa mai departe. Satisfacția spirituală sau de altă natură. Confortul psihic. Fericirea, plăcerea. Realizările profesionale și materiale. Diferențele dintre părinți și copii apar nu doar în identificarea scopurilor, ci și în intensitatea practicării și prioritării acestora. Spre exemplu, cei mai tineri își doresc împlinirea și manifestarea acestor scopuri într-o doză mai mare decât cei mai în vârstă, dacă se poate în proporție de 100%. De asemenea, cei mai în vârstă plasează scopurile lor într-o ordine inversă față de cea a generației mai tânără. În viziunea celor mai în vârstă sau a părinților, ordinea este opusă perspectivei generației mai tinere sau tinerilor în general. Generația în vârstă, generația tânără, de multe ori sunt în conflict. Realizare profesională, libertate, bunăstare materială, satisfacție spirituală, toate lucrurile acestea și multe altele ca acestea vorbesc despre capacitatea de a gestiona. De multe ori soția vine cu un model în familie de la tatăl ei, pe care îl adoră, în timp ce îl vede incapabil pe socrul ei. În timp ce fiul mai mic se află într-un conflict deschis cu tatăl său, fiul cel mai mare se află în aceeași postură, însă conflictul cu tata este camuflat. Asta este experiența celebrei pilde a fiului risipitor din Luca 15, din Biblie. Care sunt factorii care accelerează diferențele dintre generații? Prima și cea mai mare diferență între generații o creează tehnologizarea și digitalizarea. Detașarea sau chiar abandonarea propriei culturi sub presiunea multiculturalismului și a pluralismului religios. Fenomenul veșnicului conflict dintre generații poate fi mai bine înțeles atunci când înțelegem componentele și particularitățile generațiilor. În straturile demografice ale ultimei sute de ani, identificăm câteva culturi generaționale
care pun în evidență portrete colective aparținând unor generații diferite. Conflictele izbucnesc între generații din cauza diferențelor și a absențelor acordurilor, acorduri de care vorbeam puțin mai devreme. Metodele greșite folosite pentru reconciliere pot amplifica conflictele existențiale dintre generații în loc să le rezolve. Ei impun în loc să negocieze, controlează în loc să verifice, moralizează în loc să argumenteze, amenință în loc să explice. Există într-adevăr și o așa numită trihotomie a conflictelor. Oameni care înaintează, abordează bazate pe control, oameni care se retrag neconfruntându-se, oameni care nu se luptă fugind, evadând. Există o tipologie a conflictelor. Abandonul, renunțarea, retragerea, evitarea din conflict. Specific persoanele care nu țin foarte mult la propriul interes, acestea se retrag ușor, dar sunt alt gen de oameni cu o personalitate mai puternică, care țin foarte mult la lucrul acela și se luptă până la moarte, cu riscul sacrificării relației. Avantajul principal este supraviețuirea în cazul acesta. Evită starea de a fi rănit și fuge în caz de amenințare, dar și dorește să-și păstreze relația. Atunci când ții foarte mult la relație, renunți la conflict de dragul relației. Atunci când e vorba de conflictul cu soția, nu poți să strigi relația din cuplu pentru ca să ai dreptate într-o discuție la care poți renunța. Sau dezavantajul este că nu se rezolvă nimic în astfel de situații. Deci, ai un conflict, ai o ceartă, îți permiți o discuție, dar nu rezolvi nimic, că spre final renunți. Când este ideală folosirea acestui tip? Când ai nevoie de timp pentru a analiza situația și pentru a te organiza mai bine. Sau când ai intenția să păstrezi relația cu orice preț. Sau când înțelegi că nu poți câștiga, prețul este mult prea mare. Sau când stresul rezultat din luptă este mai mare decât beneficiile rezolvării conflictului. Mai este și competiția, lupta. Metoda aceasta e specifică persoanelor care țin foarte mult la propriul interes, care au dorința de a câștiga și nu se las. Avantajul unei astfel de alegeri este posibilă rezolvarea problemei, însă învinsul nu poate suporta pierderile și conflictul se amplifică. Când este ideal acest tip de conflict? În cazurile urgente sau foarte importante, atunci când trebuie abordată o decizie mai puțin populară, atunci când cealaltă parte merită să primească o lecție. Mai este compromisul. Sacrifici o parte din interesul tău dacă și cealaltă parte este dispusă să facă la fel. Fiecare pierde câte jumătate. Rezolvarea conflictului este delegată unei, cea de-a treia părți, care este neutră și mediază. De obicei cineva din familie, bunicii sau altcineva. Avantajul este controlul conflictului, decât renunțarea sau escaladarea acestuia. Dezavantajul este faptul că această negociere nu mulțumește pe deplin pe niciuna dintre părți. Când este ideal metoda aceasta? Când lucrul aflat în discuție nu este important și lupta ar fi mult prea scumpă, sau când se obține o înțelegere temporară, când se oferă o soluție sub presiunea timpului, sau când cele două părți au puterea egală să-și atingă scopurile renunțând reciproc la jumătate, 50%. Mai este stilul adaptiv de reprimare sau acomodare. Aici scapi de conflict refuzând să-l recunoști, să-l accepți. Potențialele sau modalitățile de comportament în conflict sunt presiunea, asta înseamnă insistență, constrângere, agresivitate, folosirea autorității, a puterii, atingerea scopului prin orice modalitate sau retragerea, asta înseamnă evitarea conflictului. Mai este supunerea, asta înseamnă să te adaptezi, să cedezi la cum erai tu, refuzând lupta și renunțând la interesele proprii. Compromisul, cedări reciproce, căutarea căii de mijloc, colaborarea, iei în considerație ambele părți și cu o atitudine de reciprocitate încerci să găsești o soluție amiabilă, o soluție care împacă ambele părți. Sigur, conflictologia este o adevărată știință, însă dincolo de știință există o relație. Există două inimi care ușor pot fi rănite, mai ales cea de soție, care trăiește mai mult în zona afectivă decât soțul. În loc de concluzie, este important să ne amintim că, oricât de dificil ar fi comunicarea cu o anumită persoană, întotdeauna există o soluție. Țineți minte, dacă n-ați găsit-o până acum, trebuie să o găsiți. Apoi, eu sunt singura persoană pe care o pot controla. Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiți în bună înțelegere cu toți oamenii, spune Pavel. Asta înseamnă că
eu nu pot controla pe soția sau pe soțul meu, dar mă pot controla pe mine. N-ar trebui să o iubesc doar dacă mă respectă, ci eu trebuie să o iubesc indiferent ce face ea. Eu îmi fac treaba mea. Se naște un ciclu al nebuniei dacă eu fac rău pentru că mi s-a făcut rău. Dar nu mai gândiți-vă cât bine este ca eu să nu fac rău, să nu folosesc legea talionului, să nu-i lovesc obrazul doar pentru că ea sau el mi-a lovit obrazul. Însă unde găsim un astfel de soț sau de soție? Un astfel de soț sau astfel de soție seamănă cu un înger. Noi suntem chemați să fim îngeri în casele noastre, în relațiile noastre, pentru că, dragii mei, dincolo de eu, există o reputație socială și oamenii, de fapt, nu mă cunosc pe mine. Ei cunosc reputația mea socială. Care e reputația mea socială? Reputația mea socială este rezultatul comportamentului numit eu. Vă invit să trăim cu sens, să trăim de calitate, să trăim cu semnificație, să fim oameni, să oferim un exemplu, să facem o diferență, să câștigăm respectul oamenilor și să trăim cu sens. Haideți să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne ajute să ne dea înțelepciune și răbdare, putere, inspirație, creativitate și mai presus de orice caracter. Pentru că toate lucrurile acestea se fac pe platforma, pe suportul caracterului. Tată Ceresc, îți mulțumim frumos pentru provocarea cuvântului din Scriptură. Îți mulțumim frumos că ne-ai confruntat cu acest aspect al comportamentului în relație, cu perspectiva conflictului, cu felul în care ne comportăm în conflict și mai ales cu soluția pe care o alegem ca rezolvare. Doamne, avem în inima noastră atâtea experiențe dureroase, unele dintre ele încă nevindecate, din conflictele anterioare. Și cu cât conflictele sunt între noi și o persoană iubită, cu atât ele sunt mai complicate și mai greu de rezolvat, mai ales cele din familie, soț, soție sau părinți copii. Doamne, îți cerem ajutorul. Credeam că suntem mai capabili, mai buni, dar din experiențele prin care am trecut ne-am dat seama că răbdarea noastră, bunătatea noastră, flerul nostru, înțelepciunea noastră sunt extrem de limitate. Regretăm, Doamne, că ne-au luat-o nervii înainte. Regretăm că ne-au luat-o ambiția și orgoliu înainte. Am vrut să controlăm, să ne impunem. Ni s-a părut că pierdem controlul și atunci am devenit incredibil de violenți. Stăm în fața ta și ne este rușine de atitudinea noastră. Știm că îți dorești să fim altfel. Știm că tu ne-ai dat Biblia și l-ai trimis pe Duhul Sfânt în inima noastră pentru ca să deprindem caracterul spiritual pe care ne l-ai explicat în Galateni, capitolul 5. Dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, îndelungă răbdare, credincioșia, facerea de bine și apoi înfrânarea poftelor. Doamne, iartă-ne că suntem mai preocupați de achizițiile materiale decât de dobândirea și de dezvoltarea caracterului. Iartă-ne, Doamne, că vedem împlinirea vieții prin bani și prin putere și prin mașini și case, nu prin dragoste și prin bucurie. De aceea astăzi nu prea mai avem din lucrurile astea, pentru că nici nu le urmărim, Doamne, nu ne trebuie. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne că suntem materialiști și iubim banii, în loc să ne iubim oamenii speciali din viața noastră. Îți mulțumim pentru că ne înveți lucruri așa de adânci, atât de frumoase. Știm că bucuria noastră nu vine neapărat din banii noștri, ci vine din relațiile noastre. Ajută-ne să ne prețuim soțul, soția, copiii, părinții, prietenii, colegii, vecinii, rudele extinse. Ajută-ne să fim niște oameni buni și pașnici, niște iubitori și niște împăciuitori. Îți mulțumim, Tată. Îți mulțumim pentru că ne vei da resursele necesare ca să putem ce nu am putut până acum. Ne închinăm în fața Ta, binecuvântăm numele Tău, slavă Ție în veci. Amin. Stimați prieteni, am avut un timp bun. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru călăuzirea Sa, pentru cuvântul Său. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și vă binecuvintez la despărțire. La revedere, sănătate și să auzim de bine. Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!